Rectorul interimar al Universității Ștefan cel Mare Suceava, profesor universitar dr. inginer Mihai Dimian, a declarat miercuri la ședința festivă organizată de Zilele Universității că societatea se află în pragul unei revoluții tehnologice și că este nevoie de o nouă adaptare, fapt pentru care a propus un manifest. Dimian a explicat că manifestul a fost structurat pe trei idei esențiale și a fost propus împreună cu Consiliul de Administrație al USV, atât pentru semestrul al doilea din anul universitar 2017-2018, cât și pentru viitor. Primul lucru se referă la motivarea studenților pentru studiu, al doilea se referă la creșterea gradului de interactivitate a cursurilor, iar al treilea punct recomandă dezvoltarea creativității studenților. Suntem în pragul unei revoluții tehnologice. Dacă cea de-a treia revoluție tehnologică ne-a prins în genunchi, acum avem toate motivele să ne prindem picioare. Dar trebuie să fim conștienți, să facem schimbări necesare pentru a fi competitiv în această nouă revoluție. Având în vedere aceste aspecte, împreună cu Consiliul de Administrație, vă propunem un manifest. Iar aceste lucruri nu vă așteptați să le găsiți în fișa de evaluare, nu vă așteptați să primiți bonusuri pentru el. Este decizia dumneavoastră, dacă doriți, să schimbați ceva, pentru că prin educație se poate produce cu adevărat o revoluție. Sublinez cele trei lucruri, cele trei direcții noi pentru acest semestru, dar care vor continua. De asemenea, titularul fiecarei discipline este încurajat să susțină o activitate extracurriculară cu studenții în afara activităților prevăzute în fișa postului. Lucru se referă la motivarea studenților pentru studiu. Cred că am explicat. Cel puțin generația actuală se află în această criză. Trebuie să schimbăm modul în care predăm. Al doilea lucru este interactivitatea cursurilor. Și nu mai comentez pe acest subiect, studenții cred că știu foarte bine ce se întâmplă. Iar al treilea lucru, pe care îl vedeți aici și care l-am subliniat, am subliniat necesitatea lui, este introducerea mai multor elemente de creativitate și dezvoltarea creativității studenților. Dacă vrem să pregătim studenții pentru viitor, cum spuneam, gândirea critică o facem foarte bine, dar în gândirea creativă nu numai că nu o facem foarte bine. Dezvoltăm atât de bine gândirea critică încât inhibăm gândirea creativă. Acest lucru trebuie să ne dea de gândit și să schimbăm câte ceva în cursurile noastre pentru a dezvolta mai bine gândirea creativă și a oferi șanse sporite absolvenților noștri. Noile direcții de dezvoltare ale procesului educațional propuse de Consiliul de Administrație vor începe odată cu semestrul al doilea al anului universitar 2017-2018.